Sunt convins că va fi de bun augur transferul dumneavoastră de la comunicații la transporturi. Știu că sunteți un cunoscător al acestui domeniu. Vreau să vă propun o modalitate de lucru ceva mai operativă, pentru că suntem cam cu vreo două ore în întârziere față de program. Și ca atare, aș vrea să vă rog să prezentați succint viziunea dumneavoastră asupra conducerii acestui domeniu extrem de important pentru România, transporturile. După care vom da posibilitatea colegilor noștri din Parlament să vă pună câteva întrebări și pe final să răspundeți. Totodată vin cu o rugăminte către toți colegii parlamentari ca întrebările să fie cât mai succinte și tare mult mi-aș dori să nu depășească nicio luare de cuvânt mai mult de 3 minute. Vă rog, domnule ministru. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori și deputați. Mă pregăteam să spun că sunt onorat să apar în fața unei comisii la care erau prezenți și doi foști miniștri ai transporturilor, iar că pe unul din ei l-am pierdut, așa că spun doar că sunt onorat să fiu în fața dumneavoastră, alături de mine fiind un fost ministru al transporturilor și desigur foarte mulți, probabil, viitori miniștri ai transporturilor. Pentru că mi-ați cerut să fiu scurt, de altfel îmi și propuneam să fiu scurt, trebuie să vă spun că așa cum este în programul de guvernare și mai ales în master planul pe transport al României, proiectele privind dezvoltarea infrastructurii de transport din România sunt acoperitoare, sunt o sumă de declarații de intenție care, desigur, cu toții ne dorim să le implementăm cât mai repede, cât mai eficient. Nu-mi propuneam să vorbesc despre master plan și despre ceea ce se întâmplă din perspectiva proiectelor, pentru că această sumă de deziderate nu cred că poate fi contestată de prea mulți dintre cei care se află în sală. Din păcate însă, îmi propun să vă vorbesc despre lucruri care sunt sigur că vă animă și pe dumneavoastră, despre faptul că împreună cu dumneavoastră la Comisia de Transporturi, atât în mandatul trecut, cât și în mandatul acesta cât am avut ocazia, am fost întotdeauna mai degrabă dezamăgiți, nelămuriți și uneori chiar revendicativi cu privire la viteza cu care se implementează aceste proiecte. Există o sumă de lucruri care întotdeauna au fost prezentate ca argumente de către predecesorii mei. Multe dintre ele sunt sigur că au valabilitatea lor. Multe dintre argumentele care au explicat diverse întârzieri, diverse insuccese, probabil că aveau explicație. Însă, dincolo de aceasta, sunt sigur că mai mult decât atât, Ministerul Transporturilor, împreună cu cele 52 de companii, autorități pe care le are în subordine, în coordonare, are nevoie de o restartare din perspectivă administrativă în primul rând. Și despre acest lucru vreau să vă vorbesc un pic, în sensul că, din perspectiva mea, trebuie în primul rând, schimbat modul de abordare pe care funcționarii din minister, directorii de companii, se raportează la prioritățile pe care noi, politicienii, în numele practic al tuturor celor care ne votează sau nu ne votează, ni le asumăm. Eu cred că de prea mult timp în Ministerul Transporturilor conducătorii mai degrabă au fost conduși de către subordonații decât au reușit să conducă subordonații. Eu cred că aici trebuie să-mi dedic un timp mai îndelungat, să profit de hotărârea și experiența pe care o am în administrație, lucru pe care l-am exersat și în cele 6 luni pe care le-am petrecut la Ministerul Comunicațiilor și unde am avut ocazia să văd că foarte mulți dintre funcționari își doresc să fie conduși.
foarte mulți din funcționari, din cei cu care am interacționat și mai de mult și acum recent, dacă descoperă în cel pe care îl au drept conducător un om care are capacitatea să-i asculte, dar să-și asume responsabilități, să-și asume decizii, să imprime decizii, să imprime un dinamism în activitatea lor, să manifeste exigență și să mulțumească acolo unde trebuie să mulțumească și să sancționeze acolo unde trebuie să sancționeze sau unde există premise că acest lucru ar trebui făcut, cred că unele din decalajele pe care le întâlnim practic la toate proiectele pe care diverse guverne, diversi miniștri ai transporturilor și le-au asumat, poate le vom mai reduce. Ca prioritate al mandatului meu din această perspectivă este implicarea din poziția de ministru cu tot ceea ce înseamnă responsabilitate, dar și autoritate, având în vedere că ministrul transporturilor este tratat așa în conștiința publică ca o persoană puternică, având în spate o responsabilitate extraordinar de mare. Am câteva priorități, una legată de resursa umană din interiorul ministerului, care trebuie să înțeleagă că niciun efort nu este prea mic și nu este nici prea rău plătit în aceste condiții de salarizare care au evoluat, astfel încât rezultatele activităților să se îmbunătățească. De asemenea, există o serie de condiționalități din perspectivă legală și din perspectivă în care autoritățile de autorizare, autoritățile de control și chiar justiția se raportează la problematica cu care se confruntă Ministerul Transporturilor în sectorul dezvoltării infrastructurii și mă refer aici în primul rând la faptul că prea multe contestații, prea mult trenează în proceduri judiciare și lucrul acesta sigur că poate fi o scuză onorabilă, dar pe care eu nu-mi voi asuma-o. Îmi doresc ca în situația în care voi ajunge ministrul al transporturilor, să rog pe domnul ministru al justiției ca împreună să avem o discuție cu reprezentanții ai Curții Supreme de Justiție a României, astfel încât, uzând de proceduri legale care există și acum, să se identifice soluții pentru abordarea cu mai mare celeritate a tuturor procedurilor care se desfășoară în justiție și tratează contestări la diverse proceduri de licitație. De asemenea, apreciez că și din perspectiva reglementărilor actuale, capacitatea de supracontractare pe care o are acum compania de drumuri, dar de fapt toate companiile care sunt dezvoltatoare de infrastructuri de transport, este prea redusă. Ar trebui să putem, din perspectivă legală, să deschidem mai multe proceduri, astfel încât dacă unele se împotmolesc, măcar altele care pot merge mai repede să fie implementate, desigur nu haotic, însă nu putem sta pe loc cu bani puși deoparte pentru unele din proiecte, iar alte proiecte să nu le tratăm pentru că fie nu sunt bugetate, fie nu încap în anvelopa bugetară alocată. De asemenea, cred că un tratament privind și o prioritizare privind modurile de transport, așa cum ele sunt definite, trebuie să apară mai clar și la nivelul abordării politicii, la nivelul Ministerului Transporturilor. Îmi propun acest lucru, deși teoriile spun că transporturile ecologice, transporturile pe apă, transporturile pe calea ferată ar trebui să fie prioritare. Noi vedem bine că toată lumea civilizată se dezvoltă folosind totuși căile rutiere. Nu sunt neapărat un avocat al transporturilor pe căi rutiere, însă nu putem face abstracție de această realitate. Din păcate, în istoria României, și vorbesc de perioada predecembristă, au fost dezvoltate infrastructuri de transport pe apă și feroviar, care, din păcate, din
motive de legități economice obiective nu au mai fost atât de bine folosite, iar infrastructura rutieră nu a fost dezvoltată corespunzător și nici noi în cei 29 de ani, 28 de ani care au trecut, nu am reușit să facem acest lucru. În discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții ai Ministerului Transporturilor în aceste două zile în care m-am străduit să mă pregătesc pentru această audiere, tocmai glumeam întrebându-i cum de la calea ferată nu se surpă un segment de cale ferată reabilitat chiar înainte de a fi pus în exploatare și sigur le-am dat tot eu răspunsul că, din fericire, calea ferată se reabilitează pe coridoarele existente, autostrăzile trebuie făcute pe coridoare noi și de multe ori din vicii de proiectare, de execuție, ajungem în situația fie să dăm în circulație inaugurând sau nu segmente care repede se deteriorează sau să nu dăm în exploatare segmente care par a fi gata și au totuși de construcție, vicii de proiectare. Eu m-aș opri aici, sunt interesat, așa cum am fost și din perspectiva comisiei din care am făcut parte, cea de transporturi, să intru în dialog, de asta dată de cealaltă parte a baricadei, însă așa cum am fost animat de dorința de a interacționa cu ministrul care se afla rare ori în fața comisiei în ultimul timp, sunt animat de dorința de a fi mai des în fața comisiei. Fac invitația tuturor membrilor comisiilor de transport, atât din cameră cât și din senat, să mă însoțească în eventualitatea în care acest lucru se va petrece la preluarea mandatului în Ministerul Transporturilor. Vreau ca, măcar din perspectivă simbolică, dar nu numai, chiar și practică, să deschid porțile Ministerului în ceea ce privește comunicarea și pe linii mai directe decât la nivel de reprezentant oficial, secretar de stat sau ministru în fața Comisiei. Cred că există exemple de colegi parlamentari care au făcut parte din Comisia de Transporturi, fie de la Cameră, fie de la Senat, și n-au călcat odată în timpul unui mandat pe holurile Ministerului Transporturilor. Îmi doresc ca acest lucru să se întâmple, astfel încât interacțiunea cu cei care până la urmă reprezintă electoratul, indiferent de care culoare politică sunt susținuți și a cărei culori politice sunt susținători, trebuie să ne aducem contribuția, desigur, de cele mai multe ori critică, la progresul pe care eu mi-l doresc, mi-l asum și sunt conștient de responsabilitatea ceea ce înseamnă a deveni astăzi ministrul al transporturilor în România. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule ministru! Să trecem la a doua etapă a programului nostru de audieri, pentru întrebări și pentru început îi voi acorda domnului președinte de la Cameră, domnul deputat Lucian Bodei, să vă asigur. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru, felicitări. Mă bucur să constat că un membru al comisiei noastre ajunge ministru al transporturilor. În acest ritm mă adresez colegilor care încă n-au ajuns în următorii 3 ani să nu fie supărați că sigur ajung. Poate chiar toți, că nu sunt mulți. Domnule ministru, o să fac două trimiteri în cuvântul meu, primul la greaua moștenire și al doilea la programul de guvernare. Iar dacă de regulă greaua moștenire știți să se invocă la preluarea guvernării, nu aveți cum să nu vedeți că un an de guvernare în acest sector, în domeniul transporturilor, am înregistrat o slabă performanță. Vreau să spun că din 110 măsuri cuprinse în programul de guvernare care ați câștigat alegerile și ați investit primul guvern, 108 sunt neîndeplinite și 2 sunt îndeplinite parțial. Vorbim aici de achiziția de la Tarom cu cele 2 aeronave, respectiv darea în folosința celor 15 km de autostradă realizați și ei în 2016. În primul rând, domnule ministru, sunt câteva măsuri majore neîndeplinite.
finalizarea, conform calendarului, a tronsonului de autostradă. Știți, a tronsoanelor de autostradă, știți foarte bine, v-ați angajat în guvern să dați în folosință în 2017 90 de kilometri de autostradă și ați reușit să inaugurați 15 kilometri. Studii de fezabilitate pentru autostrada Moldovei, centura Bucureștiului și variantele ocolitoare pentru municipiile reședințe de județ, Suceava, Târgu Jiu, Bacău, Târgu Mureș, dau doar câteva exemple. Modernizarea Transfăgărășanu și Transalpina, finalizarea coridorului paneuropean 4 feroviar și modernizarea podurilor și podeților aferente. În al doilea rând, înainte de preluarea mandatului de ministru, cred că sunteți obligați să clarificați pentru noi și pentru opinia publică câteva aspecte. Poate este singurul moment în care puteți să faceți acest lucru. Și o să mă refer doar la trei. 1. Care este soarta autostrăzii A8 Târgu Mureș Iași? Și dacă mai susțineți memorandumul din 28 decembrie 2017, adoptat în guvern, proiecte 2018-2027, în care vă propuneați ca autostrada să fie mutată pe alt traseu, autostrada 8, Brașov, Bacău, Pașcani, Iași, Ungheni. 2. Este fezabilă promisiunea guvernului Tudose, din care și dumneavoastră ați făcut parte, că în 2018 veți inaugura peste 150 de kilometri de autostradă? 3. La Tarom, la CFRSA și nu numai, la alte companii, în urma verificărilor efectuate de către Corpul de Control al primului ministru, în afară de câteva declarații bombastice ale premierului Tudose, opinia publică nu a aflat nimic. Vreau să vă întreb, domnule ministru, când veți face publice concluziile acestor verificări? În ce privește programul de guvernare, varianta 3.0, modificările sunt minore, copy-paste după vechiul program de guvernare. Totuși, în ceea ce privește marile proiecte de infrastructură, am sesizat următorul lucru. Fie nu vă mai asumați un termen clar pentru finalizarea acestora, de exemplu, Lugoș-Deva, Sibiu-Pitești, drumul expres București-Giurgiu, fie amânați cu un an sau cu doi ani termenele din vechiul program de guvernare. Autostrada, de exemplu, autostrada Transilvania, drumul expres Pitești-Craiova sau variantele ocolitoare. Termene 2020-2022, când sper eu, PSD nu va mai fi la guvernare. Practic, prin acest lucru, nu faceți altceva decât să confirmați ceea ce noi am scris în acest document, 2017, un an pierdut pentru România. O să vă punem la dispoziție acest document analitic și poate porniți de la a vedea ce s-a promis și nu s-a realizat și începeți o discuție corectă, așa cum ați evidențiat aici, cu o invitație sinceră către membrii Comisiei de Specialitate, pentru că împreună toți avem același obiectiv, să facem ca lucrurile în acest domeniu să se miște. Mulțumesc, domnule ministru. Domnul deputat Răzvan Cuc, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, felicitări, domnule ministru, și sunt convins că expertiza pe care o aveți atât în Ministerul Transporturilor din trecut, cât și expertiza din cadrul Comisiei, vă vor fi mai mult decât folositoare pentru a continua proiectele din programul de guvernare. Ați ridicat aici o problemă foarte importantă și aici m-aș referi la gradul de supracontractare. Încă de la preluarea mandatului ca și ministru al transporturilor în anul trecut, am susținut mărirea gradului de supracontractare pentru accesarea fondurilor europene și am reușit să creștem acest procent de la 20% la 50%. Este prioritar și eu mi-aș fi dorit ca să ajungem undeva la 100%, pentru că, aici spune și domnului Lucian Pode, domnului președinte, cu care am avut nenumărate discuții pe tema obiectivelor din programul de guvernare. Să știți că au fost lansate proiecte în valoare de 14,6 miliarde și aici v-aș aminti Pitești-Craiova, Pitești-Sibiu, secțiune 1 și 5, centura la profil de autostradă a capitalei, centura Bacăului care este pe SEAP. Dacă ne uităm și vorbim doar de proiectări și execuții, nu vorbim de revizuiri, de studii de fezabilitate, deci vorbim lucruri care se implementează. Și am uitat podul de la Brila, care a fost semnat contractul în urmă cu două săptămâni. De asemenea, sunt foarte multe documentații pregătite în minister și eu sunt convins că domnul ministru Ciova
le va promova. Vorbim de secțiunile intermediare de la Sibiu-Pitești, centura la profil de autostradă pe nord a capitalei, și sunt convins că și autostrada Transilvania nu va rămâne neatacată din punct de vedere al proiectării și execuției. Chiar în cursul anului trecut a fost lansată proiectarea și execuția pentru tronsonul sub placul de Barcău Borș. Deci cred că foarte multe dintre obiectivele programului de guvernare au fost atinse și domnule ministru Șova, eu vă asigur de întregul meu sprijin, așa cum noastră m-ați sprijinit în cadrul comisiei și toți colegii pe perioada mandatului meu de ministru și eu vă voi sprijini cu tot ceea ce pot. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am o ordine scrisă la cuvânt, deja sunt mai bine de 10 colegi, să încercăm să o respectăm, de aia vă rog cât mai succint. Domnul deputat Rădulescu. Și după aia, domnul tatăl. Mulțumesc, domnul președinte. Stimați colegi, am auzit astăzi că domnul președinte, colegul nostru Bodea, are două speranțe cu care va rămâne sigur cu amândouă. Una că toți membrii sau marea majoritate a membrilor comisiei vor ajunge ministrii transportului și a doua că va ajunge la guvernare în 2132. Pentru colegul nostru, eu mă bucur că face parte și a făcut parte din Comisia de Transport și iată, acum este viitorul ministru al transporturilor. Eu am, stimate coleg, o rugăminte și o cerință. Rugămintea mea este ca să faceți ceea ce începuse domnul ministru dinaintea dumneavoastră, și anume o evaluare a directorilor, a tuturor directorilor din toate companiile, ca să vedeți cine mai trebuie să mai rămână, cine mai trebuie să rămână acolo. Și cererea mea, de fapt sunt două cereri, pentru că sunt argeșan și n-am cum să nu vă fac aceste cereri, este ca să continuați ceea ce a făcut, ceea ce a început ministrul Cuc, un ministru foarte, și anume să vă asumați ca anul ăsta să dați drumul la execuția autostrăzii Pitești-Sibiu și la modernizarea, cel puțin să intre în licitație, modernizarea Transfăgărășanului. Și eu o să fiu cel puțin și eu și argeșenii, o să fim foarte mulțumiți. Și o să vă sprijinim cu tot ce trebuie. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul deputat Băișanu, vă rog! Domnule ministru, felicitări pentru nominalizare. Funcție de evoluția dumneavoastră, e clar, în momentul de față sunteți unul dintre miniștrii care are expertiză și experiență atât în ministerul pe care îl veți conduce, cât și în Comisia de Administrație. De transporturi, mă scuzați. Nu mi-aș dori sub nicio formă să faceți cum a făcut fostul ministru, domnul Stroie, care la vreo 60 de ani a mers pentru prima oară cu trenul și și-a dat seama că trenurile au întârziere, a dat vreo doi pe afară de acolo și cu asta gata Ministerul Transporturilor. Aveți experiență, aveți expertiză și cred că nu aveți nevoie de timp pentru a afla ce merge prost în Ministerul Transporturilor. Avem mari probleme și pe CFR, nu avem autostrăzi, nu avem mai nimic. Îmi exprim speranța că sunteți ultimul ministru al transportului pe care îl voi mai vota în acest guvern. Vreau să fiu mai aplicat, vin din Bucovina, din Suceava, de unde acum vreo 10 ani, când eram prefect, am început acea minunată șosea de centură. Iată, au trecut 10 ani și nu s-a întâmplat nimic. Moldova, și pentru că sunteți unul dintre miniștrii moldoveni pe care nu i-am mai avut transporturile până acum, e deficitară total la ceea ce numim autostrăzi. Vă rog să aveți în considerare că aveți obligația să faceți cu adevărat lucruri importante pentru România prin investiții clare, serioase și rapide. Și vă mai dau un sfat, cred că ar fi normal să aveți discuții și cu cei de la Ministerul Justiției pentru a lămuri odată pentru totdeauna toate anchetele care au loc în cadrul Ministerului dumneavoastră să fie făcute repede, cu celeritate, pentru că dacă nu, nu vom mai primi bani de la Uniunea Europeană. O altă problemă pe care o spun clar și e foarte importantă, m-am săturat să văd licitații pornite și care durează de 3-4 ani din cauza acelor contestații făcute la infinit. Sunt motive clare pentru care investițiile Ministerului Transporturilor trenează de foarte multă vreme. Vă doresc succes!
Vă rog, domnul deputat. Bună ziua, domnule ministru, distinși colegi, Marius Bodea, numele meu, deputat de Iași. Vă mărturisesc că mă încearcă oarece bucurie una singură, și anume că sunteți un ministru desemnat din zona Moldovei. De aceea, domnule ministru, să vă rog să priviți acest grafic. Domnule ministru, jos în colț, acolo, în dreapta, este regiunea Moldovei, regiunea de unde proveniți și dumneavoastră. Aceasta a fost mintea și viziunea predecesorului dumneavoastră, domnul ministru Stroie, când a decis distribuirea fondurilor Ministerului Transporturilor. Întrebarea mea pentru dumneavoastră este cum și când veți repara această uriașă nedreptate și inechitate. A doua întrebare pe care o am pentru dumneavoastră este de ce în programul de guvernare PSD-ALDE nu există nicio referire la șosea ocolitoare a municipiului Iași, în condițiile în care municipiul Iași este astăzi cel mai poluat oraș din România și cauza poluării este, conform răspunsurilor oficiale la Ministerul Mediului și Ministerului Sănătății, tocmai poluarea produsă de traficul greu care nu este scos din oraș. Vă informez că anual în Iași sunt înregistrate peste 350 de decese datorate exclusiv poluării din această cauză. Și ultima întrebare, mai degrabă o provocare din partea colegului meu deputat Daniel Olteanu de la Vaslui, având în vedere că regiunea Moldovei, din care proveniți și dumneavoastră, are aproape 22% din populația țării, când veți avea curajul să alocați fondurile ministerului pe care îl conduceți, ținând cont de criteriul populației? Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule deputat. Doamna deputat Laura Moagăr, vă rog. Vă mulțumesc. Domnule ministru desemnat, după mult timp, când proiectul autostrăzii Ploiești-Brașov părea abandonat, în guvernarea PSD-ALDE s-au demarat procedurile necesare implementării acestui proiect, cu sprijinul financiar al Băncii Mondiale. Vă întreb, domnule ministru, care sunt planurile dumneavoastră privind acest obiectiv și dacă veți continua implementarea lui conform procedurile Băncii Mondiale. Știți că au avut loc multe dezbateri publice cu consiliile județene, reprezentanții primăriilor, pentru realizarea acestui obiectiv și toată lumea poartă încă o speranță. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Domnul deputat Ghilea, vă rog. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule ministru desemnat, aș vrea să fac și eu o introducere legat de întrebarea care am să vă pun și să vă precizez că mă numesc Gavrila Ghilea, sunt deputat de Bihor, PNL. Locuitorii din nord-vestul României cred că suferă o batjocură din partea miniștrilor și a guvernelor care s-au perindat în ultimii ani, în ceea ce privește autostrăzile. Observ acum că se vorbește de tot felul de tronsoane. Târgu Mureș, Iași, e foarte bine să legăm Moldova de Transilvania, Iași, București. Și acesta este deosebit de necesar. Dar vreau să vă aduc aminte, stimați guvernanți, că autostrada Borș, Cluj, Brașov, București a fost prima pornită în România. Tronsonul Borș-Suplac este 52% realizat. Domnul fost ministru Cuc vorbește acum de proiectare. Ce proiectare, domnule ministru Suplac Borș, când este 52% realizat? Păi nu e altceva de făcut decât să continuăm lucrările acolo. Domnul ministru al marilor proiecte a reziliat contractul cu firma Bechtel. Asta a fost mare realizarea dumnealui în guvernarea care, mă rog, a fost atunci în guvernul Ponta. Iar de atunci s-au făcut licitații și licitații. Acum vom începe cu proiectarea. Când oare vom lega nord-vestul României de capitală? Pentru că ungurii sunt la frontiera României anul viitor, probabil la sfârșitul acestui an, va ajunge la granița României cu autostrada, iar noi încă ne jucăm cu hârtiile, cu proiectările și cu licitațiile. Asta ar fi întrebarea, ce părere aveți despre această situație? Am văzut că foarte diplomat n-ați promis niciun kilometru că veți inaugura nici anul acesta, nici anul viitor. Probabil știți dumneavoastră ceva, de ce nu promiteți nimic. Și aș mai vrea să vă pun o întrebare. În anul 2017, compania Tarom a avut o pierdere de 200 de milioane de lei. Cea mai mare din ultimii 5 ani. Ce măsuri veți lua pentru a opri prăbușirea acestei companii? Mulțumesc!
Mulțumesc, domnul Drulă. Vă rog frumos, stimați colegi, să treceți direct la întrebări, pentru că suntem foarte presați de timp. Da. Bună ziua, domnule ministru desemnat. Sunt Cătălin Drulă, deputatul SR de Timiș. Vă voi adresa două întrebări scurte, plecând de la afirmații pe care le-ați făcut dumneavoastră la început. Ați vorbit de restartare din perspectivă administrativă și aș vrea să vă întreb ce aveți de gând să faceți cu operaționalizarea CNIR, noua companie de investiții rutiere. Știu că domnul Stroie își propusese să o facă, nu știm în ce stadiu este. Ce aveți de gând să faceți cu conducerea actualei companii CNAIR, având în vedere lipsa de rezultate și incompetența care deja e de notorietate publică, și dacă aveți de gând să introduceți management profesionist, ordonanța de urgență 109 impune la companiile de sigur din Ministerului, așa cum știți, sunt foarte prost acolo. Cealaltă afirmație pe care ați făcut a fost legată de supracontractare și că nu trebuie să mai lăsăm proiectele să stea în sertar, că nu avem finanțare. Aici doar vreau să, și cred că știți și dumneavoastră din comisie, sunt trei proiecte care au pornit din fostul guvern, care era tot PSD din 2015, trei drumuri de legătură la Timișoara, la Cluj și la Giurgiu, și singurul care n-a fost blocat anul trecut în 2017 este cel de la Giurgiu. Probabil e o coincidență. Eu aș vrea să vă rog să le deblocați, că sunt proiecte mature și pot fi lansate la licitație, și pe cel de la Timișoara între autostradă și Sân Andrei, și pe cel de la Cluj între autostrada Transilvania și DN1. Mulțumesc. Domnul deputat Benedec Zaharie, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vă felicit, domnule ministru desemnat. Aș avea două observații la programul de guvernare, deci unde ar trebui să existe o atenție un pic mai sporită. Deci, realizarea autostrăzii Transilvania, tronsonul Sibiu-Brașov nu face parte din această autostradă, respectiv autostrada Est-Vest Montana, tronsonul Câmpia-Turzii, Târgu Mureș nu face parte din această autostradă. Și acum să vă am întrebarea. Am o întrebare vis-a-vis de CFR Marfă, dacă există un program de redresare și dacă există, dacă puteți să ne prezentați în câteva cuvinte acest program. Vă mulțumesc mult. Mulțumesc. Stimați colegi, sunt deja mai mult de 10 care au pus întrebări. Domnul ministru ne-a făcut propunerea să ne întâlnim la minister în momentul preluării portofoliului. O să avem foarte multe oportunități sau ocazii să discutăm cu dumneavoastră și cu stafful Ministerului, așa că vă rog să lăsăm să ne răspundă pe măsura în care reușește datorită presiunii timpului, după și restul vom avea la întâlnirile ulterioare. Vă rog, domnule ministru, pentru că trebuie să votăm, avem 2 ore jumătate întârziere față de program. Da, cu scuzele de rigoare că nu voi fi atât de pragmatic pe cât vă așteptați, dar nici nu mă voi abate mult de la acest aspect. O să ating chestiunile ridicate de fiecare dintre dumneavoastră și, deși poate răspunsul va fi scurt, îl putem dezvolta, dar măcar linia pe care mi-o propun o veți înțelege. Domnul președinte Bode a ridicat mai multe probleme. Aș spune că, într-adevăr, în programul de guvernare s-a vorbit despre multe inaugurări. Din păcate, din informațiile pe care le am acum de 2 zile cât am evaluat mai mult situația din minister, există segmente de autostradă pregătite de inaugurare, dar care, din păcate, nu sunt chiar atât de pregătite și pentru recepționare din perspectiva legală, nouă, făcută consecință a nefericitelor inaugurări și recepții parțiale despre care știm cu toții și pe care dorim să le evităm. Cu privire la autostrada Târgu Mureș-Iași, aceasta își urmează cursul și, desigur, tot ce va sta în putere voi face împreună cu noul, vechiul sau același management al CNAIR-ului, de așa manieră încât procedurile să fie scurtate. Sunt acolo tot felul de probleme și de mediu și cu implicarea DNA. Altele însă sunt destul de avansate, așa încât cele care vor putea fi atacate vor fi atacate. Iași, Târgu Mureș este important pentru mine, dată fiind controversa pe care am avut-o așa mediatic în
provincia Moldova. Iași, Târgu Mureș nu are niciun motiv să fie pusă sub semnul întrebării, se află în master plan, are termen exercițiu financiar până în 2020, deci din perspectivă strategică, indiferent cine ar fi ministrul transporturilor, cu atât mai puțin un Băcăuan nu ar pune și nu va pune sub semnul întrebării desfășurarea tuturor proceselor în maximum de ritm pe care poate să îl imprime un ministru, astfel ca acest proiect să-și atingă obiectivele. Apropo de memorandumul cu Brașov-Bacău, acesta creează doar premise pentru ca poate din 2020 în viitor, pe următorul exercițiu financiar, să economisim timp din perspectiva elaborării studiilor de fezabilitate. Nu au înțeles nici cei care susțin proiectul Bacău-Brașov-Iași că ar fi vorba de o schimbare de prioritizare. Însă apreciez că această măsură preventivă, ca să spun așa, și atacarea acestui subiect înainte de termenele care sunt puse în master plan nu poate dăuna proiectului Iași-Târgu Mureș. Domnului ministru Cuc, îi mulțumesc și pentru ceea ce a făcut și desigur și pentru ceea ce va face. Domnului Rădulescu, știu că a fost, este și cu siguranță va fi unul dintre cei mai aspri critici ai colegilor săi în primul rând. S-a văzut asta de multe ori la comisie, de cele mai multe ori motivele au fost absolut obiective. Nu mă aștept la un tratament preferențial, așa că despre Pitești-Sibiu știți bine că cel puțin sectoarele 1 și 5 sunt atacate, iar modernizarea Transfăgărășanului nu voi face nimic în sensul de a scoate acest proiect de pe șine, atât cât și cum este deja setat. Domnul Băișanu de asemenea îmi adresează și cuvinte de încurajare, dar și critică. Centura Sucevei, conform informațiilor pe care le am de la cei de la companie, este contractată execuția de lucrări, stadiul fizic este de 87,5%, nu este inaugurată, probabil că ar trebui să-mi asum un termen. Termenul pe care îl văd scris aici mi se pare prea îndelungat. Domnule Băișanu, cred că voi reuși să mai devansez termenul pe care compania mi-l propune să vi-l spun astăzi și pe care eu nu vi-l spun. Domnul Bodea, graficul acela sigur că este de natură să ne impresioneze și sigur că atâta cât va mai permite măcar rectificarea, vreau să mai fac aici o mențiune, din păcate, vedem că bugetul Ministerului Transporturilor a fost folosit în ultimii ani și doar cine nu este interesat nu observă acest lucru, ca un buffer bugetar pentru cheltuielile care urmează a fi făcute după rectificare. Din păcate, nu putem afirma că execuția bugetară la nivelul transporturilor a fost vreodată făcută conform previziunilor. N-am contribuit la acest lucru în sensul de construcție a proiecției bugetare pe anul acesta. Responsabilitatea politică însă există și nu mă pot deroba de ea. În măsura în care vom putea supracontracta, în măsura în care vom avea motive ca să prezentăm o execuție bugetară mai bună la nivelul lunii august-septembrie, când probabil se va face prima rectificare bugetară, vom mai restabili echilibre. Vă asigur că lucrul acesta este o prioritate, cel puțin cu caracter personal, pot să zic astăzi, probabil că de mâine, poi mâine încolo, va constitui și așa o asumare de responsabilitate administrativă. Mi s-a mai părut foarte interesantă o luare de poziție legată de, așa zisul, proiect Bechtel și
realizarea unei interconectivități zona nord-vest cu facilitățile de transport din Ungaria care sunt gata. Răspund domnului Ghilea mai degrabă politic decât practic. Dacă unul din foștii miniștri ai transporturilor care ne-a onorat cu prezența în această sală nu de mult, dar din păcate a plecat, n-ar fi oprit în mod brutal proiectul la momentul când a avut posibilitatea să facă acest lucru, adică în 2005, când încă eu eram funcționar de rang înalt în Ministerul Transporturilor și tocmai la Direcția de Transport Rutier și Infrastructură, trebuie să fim doar ipocriți să ne plângem că nu am avut și nu avem încă o interconectivitate care ar fi fost foarte facil de făcut. Proiectul, așa zis, Bechtel, din punct de vedere tehnic și avea semnificația sa, ar fi trebuit terminat indiferent cu ce efort și sigur, dacă ar fi fost terminat, am curajul să afirm acest lucru, ar fi fost mai ieftin decât ne-a costat neterminându-l. Acum, politically correct, vă răspund că, date fiind stadiile de implementare, compania cred că își va dedica toate eforturile în sensul terminării cât mai rapide cu putință acelui segment. Mulțumim, domnule ministru, ne veți mai lămuri și când vom face vizită la noastră la minister. Vreau să propun colegilor noștri să trecem la vot. Cine este pentru? Pot să votez și eu, că sunt membru la comisie. Bineînțeles. Foarte tare. Da. Mă gândesc că poate ați fi glumit că nici eu nu m-am votat după aceea, nu? Da, până în 2132 aveți timp să vă tot votați, cum zice Rădulescu. 32 de voturi pentru, împotrivă. Voturi împotrivă. Se abține cineva? Nu? Felicitări! Programul în continuare, celelalte comisii.